ai radioului Chic, sunt Ștefăniță Purcea, elev jurnalist al anului 2008, regizor de transmisie al televiziunii Cult TV, student la imagine de film și TV, operator la imagine Antena 3 și Gheorghe Stoica, regizor de transmisie al televiziunii Cult TV. Ștefi, cum a fost revenirea în centru? Spune-ne câteva cuvinte despre viața petrecută în centru și viața ta la Antena 3, în special cum e să-l filmezi pe Mircea Badea. Da, cam toată lumea mă întreabă cum e să-l filmez pe Mircea Badea. E ok, adică cum a fost viața mea în centru, toată lumea știe cum a fost aici în centru, prietenia care a legat. Care încă a rămas, foarte, și încă foarte, și, exact, foarte importantă chestia asta. Cum a fost în centru, mi-a plăcut foarte. Mi-a plăcut enorm de mult, pentru că echipa pe care am format-o, noi chiar simțeam un singur lucru, chiar simțeam că trebuie să facem ce ne place, acel lucru, toți împreună. Ne chemăm familie, nu? Da. Foarte bine. Foarte bine, foarte frumos. Adevărul că m-a ajutat foarte mult experiența de aici. Chiar dacă lucrurile nu au fost destul de profesionale. Noi eram la început, dar m-a ajutat foarte mult pentru că am intrat în, cum se spune, în pielea personajului. Antena, sincer, mi s-a părut foarte ușor. De exemplu, atunci când faci un lucru cu plăcere, ți se pare foarte ușor. Și da, timpul trece foarte repede, cu toți știm chestia asta. Dar nu m-am plâns niciodată că este foarte greu. N-ai cum să te plângi de chestia asta. Este practic pentru mine, zic că atunci când mănânci sau când vei apă, până de faptul că se automatizează mișcările, deși n-ar trebui, pentru că trebuie să gândim, este foarte bine. La întrebarea ta cu Mircea Badea, să știi că mie personal mi s-a părut un om foarte, foarte chiar. Vorbește cu noi, sunt acum, of the record, mai dușim și noi pe alți prezentatori, îi saluți, nu prea te salută, dar Mircea Badea, în general, îți răspunde la salut. El, în general, îți răspunde la salut. Mai mult, mie îmi place, glumește cu noi, vorbește cu noi. Este foarte, foarte ok și mulți prieteni de-a mei, vreau și un autograf de la el. Rușine oare cum să mă, pentru că sunt colegi, deocamdată n-am trecut încă de stagiul ăsta să mă duc. Știi, Mircea, dă-mi și mie, te rog, un autograf. Este un personaj foarte urmărit, foarte îndrăgit, de multă lume este îndrăgit Mircea Badea. Este un om foarte ok. Este popular. Este foarte popular, da, și mie îmi place. Glumim cu el în emisie. Sunt destule emisiuni acum, să le spunem, de fapt, sunt cam plictisitoare toată ziua, politică. Știi, piese, dai în ăla, dai în ăla. Dar cu Mircea Badea n-ai cum să te plictisești. Nici aici n-aveai cum să te plictisești. Pentru că toți eram de aceeași vârstă și toți gândeam la fel. Practic ne simțeam la fel. E adevărat, George, ce zic? Da, e adevărat, pentru că nu cred că odată ne-am certat. Bine, ne-am fi certat, dar din chestii minore. Exact. E vorba de chestii profesionale. Care nu ne, da, ne plăcea cum ieșim. Exact. Sunt și gânduri și trăiri diferite câteodată. Și atunci, mie dacă îmi place ceva, da, și ție nu-ți place, e și normal să apară contre și care nici conflicte. Dar trecem foarte ușor peste ele pentru că ne înțelegem. Ne înțelegem și asta contează cel mai mult și este foarte importantă chestia asta. La emisiunea Sărbătorile Pascale la Danub, surpriza a fost că regia de transmisie a fost realizată de vechii regizori, Gheorghe Stoica și Ștefăniță Purcea. Cum a fost să formulați echipa din nou după 2 ani? George? Practic, pentru mine, echipa nu s-a strigat niciodată, pentru că nu s-a destrămat niciodată, că noi am ținut foarte mult legătura. Mi-a plăcut extraordinar, aș mai face încă de 1000 de ori, dar cu aceleași lucruri pe care le știe și el. Adică mi-a fost greu la început pentru că am învățat anumite lucruri pe care mie trebuia mai întâi să mi le explice, să le înțeleg eu.
dar practic nu am spus niciodată, nu s-a destrămat echipa, ținem legătura, vom ține și dacă încolo. Și cum au, el a deschis tradiția, noi sperăm să o continuăm, să plecăm mai departe, centrul să fie pentru noi ca o poartă de deschidere și plânge ca o presoară pe fruntea noastră să scrie ce scrie. Ție, Ștefi? Da, să știu, foarte adevărat că a spus George, niciodată nu s-a destrămat echipa. De ce? Pentru că pe noi nu ne-a legat doar profesional, noi suntem foarte buni prieteni. Da. Ne cunoaștem de 2 ani și ceva, legătura dintre noi nu s-a rupt. A fost o legătură foarte strânsă. Revenirea. Foarte frumos. De ce? Mi-am dorit de mult. De mult mi-am dorit să chiar îmi zice mie, că nu mai facem și noi am 2 emisiuni, am dat pe zi. Am vină, mai facem mai... Exact. De multe ori îl se pieam la cap. Mă, George, hai facem și noi o emisiune. Vină când le. N-am găsit timp. Pare rău pentru chestia asta. Și tu, facultatea și cu serviciul este foarte obositor. Dar acum 2 zile libere, nici nu mă așteptam, sincer, nici nu mă așteptam să trec direct la Britanie și hai să facem ce-am făcut acum 2 ani. A fost foarte plăcut. Îți dai seama, orice revenire este foarte plăcută. Este foarte frumoasă și chiar mi-a fost dor de locul ăsta, de doamna profesoară Loredana Mira, mama noastră, cum îi spuneam noi, în familie există mama noastră, tata noastră. Exact, mi-a fost foarte dor de lucrurile astea. Să mai dăm o dată bucoare, să mai facem o dată spectacol, nu? Pentru că așa e frumos. Ștefi, te rog, spune-ne o întâmplare haioasă pentru jurnalist, ce slujă? Da. Știi, sunt foarte multe întâmplări haioase care s-au petrecut. Când am stat aici. Încă nu mi-a... cum să spun? Nu ți-a duce aminte, pur și simplu. Una care să fie, toate aveau farme culori. Exact. Una îmi trece acum prin minte, la început, și acum fiecare începător o ia încet, a trebuit să descoperim butoanele, să descoperim toate funcțiile mixerului, și cel audio, și cel video, toate chestiile. Aveam mari probleme cu sunetul, adică imaginea era ok, mergea foarte bine, dar sunetul... De fiecare dată aveam probleme cu el. Făceam probe și după aceea nu s-auzea. Venea doamna profesoară, merge doamna profesoară. Când să edităm imagine, să-ți facem procesul finit, nu s-auzea sunet. Și dă-i și fă din nou, ia sunetul după cameră și foarte, foarte multe chestii. Acum dacă ne gândim la ele, mi se par haslii, adică poți să râzi, că dai mama de dramă, merge, dai ok, dai drumul și la sfârșit vezi că n-ai. Sari, nebunește, faci probele acolo și îți dai seama că nu ai. Atunci era o adevărată nebunie. Eram foarte nervoși, nu era locul nostru, săream, nu puteam să stăm locului pentru că știam. Probele noi le-am făcut, am făcut probele, dar nu. Era o chestie. Asta mi-aduc aminte acum. Sunt foarte multe întâmplări HD. Era ok, gândeam numai registrare, veneam la montaj. Nu aveam sunet. Și atunci doamnă cu sare, țipam și nu-mi place, și este și nebunit. Noi ne făceam cuminți în bani. Foarte, foarte frumos. Câteva gânduri de pași pentru ascultătorii Radio Chic, George? În primul rând pentru ascultătorii Radio Chic, pentru ziar, pentru cititorii ziarului Amici și pentru telespectatorii televiziunii Cult TV. Vă dorim un Paște fericit alături de noi. Vizionați-ne în continuare pe Cult TV, citiți-ne ziarul pe site-ul nostru și ascultați-ne în continuare pentru a fi și vă dorim un Paște fericit și lumina să vă intre în suflete și în casă. Ștefi? Eu ce pot să zic? Un Paște fericit și luminos, așa cum se spune la o astfel de sărbătoare, pentru ascultătorii Radio Chic, dacă sunteți ascultători pe Radio Chic, să fiți buni, să fiți chic, să fiți la modă, pentru că așa este frumos. Să fiți nebuni! Suntem Alina Nicoleta Matei și regizorul de transmisie Ionuț Silvan. Vă mulțumim pentru atenția acordată și rămâneți alături de Radio Chic. La revedere!